De ce te gândești de două ori? Te gândești de două ori dacă vrei să pleci tu peste hotare să faci bani? Că așa era. Sau vrei cineva din rude, îți dorești copilul tău să plece peste hotare să facă bani? Cineva din rude, hai să fie, să fim noi, să fim, să avem, să ce să avem? Gândește-te așa. Tu ai energia ta. Fieldul tău, da? Energetic. Ești tu, rudele tale, așa, tot orașul, pământul și așa mai departe. Tu îți dorești să pleci peste hotare, să zicem. Experiență personală. Tu îți dorești să plece cineva din rude. Lucrurile suprapuse. Ei oricum nu pleacă, sunt cu tine. Dar e în alt timeline, da? Și nu-i mai vezi, pur și simplu nu-i mai vezi. Și tu vezi, Doamne, te gândești că ce bani face și ce ți-aduce. Bun. Și omul a plecat, dar el dispare din timpul tău. Și nu știu dacă te mai vezi sau nu cu el. Da? Bun. Să sperăm că se întâlnesc rudele între ele, vin înapoi, se întorc, se așa. Energetic. Omul se duce acolo să lucreze, da? Să-și facă bani pentru casă. Și în paralel aici, tu dai banii ăștia să-ți facă casa altcineva. Adică stai și suferi după bărbatul tău, după copilul tău, după părinții tăi care sunt plecați, să zicem, să facă, să îngrijească pe nu știu cine, să nu știu ce. Și aici faci tu lucrurile astea. Sau ei fac bani și îți trimit tot energia asta și tu plătești omul care nici nu-l cunoști și dai timpul și banii, energia rudelor tale. Adică acolo trebuie, neapărat, acolo trebuie de umblat și de înțeles niște lucruri.